Bogdanel, Bogdanel, dar ce faci scumpule? Arunc până în gunoi că nu mi-a făcut. Stai, te rog, o clipă. Nu arunca. Vreau să-ți spun ceva. Te poți așeza, te rog frumos, la masă? Bine. Mă așez și eu lângă tine. Uite aici. Bogdanel, eu îți voi spune o poezie. Iar după aceasta vei hotărâ ce să faci cu această bucățică de pânică. Această poezie mi-a fost spusă mie de către mămica mea. Adică străbunica mea? Da, Bogdanel, străbunica ta mi-a zis mie această poezie. Să ți-o spun? Da. Să nu arunci copiii pânica jos nici când, căci undeva departe plânge un copil flământ și caută un colț de pâine prin urne aruncat și plânge și suspină și adoarme înfometat. Acum, Bogdanel, după ce ți-am zis ție poezia aceasta, poți să arunci această bucățică de pâine? Nu vreau ca să mănânce altcineva. Vrei să o mănânce altcineva? Da. Păi dacă tu o arunci în gunoi, Bogdanel, nici de cum cineva nu poate să o mănânce. Ei se duce la gunoi. Dar eu îți propun ceva. Eu îți propun, Bogdanel, să punem această bucățică de pânică într-o punguță. Și ce să fac bunica cu o punguță aceasta? Bogdanel, punguța aceasta o vom pune, o vom agăța lângă gunoi. Iar copiii nevoiași care nu au ce mânca nu vor cotrobui prin gunoi, dar vor lua punguța de acolo și vor mânca această bucățică de pânică. Bunica, ce poezie asta e chiar adevărată? Da, Bogdanel. Este foarte adevărată. Și să știi că acum în stradă sunt foarte mulți copii care caută prin urne. Iar noi, cei care avem o bucățică mai mare ca ei, trebuie să le împărțim și lor o bucățică. Înțelegi? Dacă ai la grădiniță sau la școală când vei fi un prieten sau un coleg care are mai puțin ce să mănânce, atunci trebuie să-i dai din bucățica ta. Ce doar eu trebuie să fac asta. Nu, Bogdanel. Toată lumea trebuie să facă acest lucru. Să ne împărțim cu cei săraci. Și lumea va fi mult mai bună, Bogdanel.